Pentru că la urma urmei, DAPIX-ul este povestea noastră. Povestea care trebuie să ne reprezinte în fața celor care vor să ne cunoască. Turismul se dezvoltă dacă suntem credibili, dacă avem infrastructură, dar fără o poveste, nu suntem interesanți. Curiozitatea se naște tocmai prin ceea ce putem să arătăm că putem aduce în fiecare zi din aceste povești. Ceea ce se întâmplă aici cu autoritățile locale, cu reprezentanții celor care sunt implicați în acest fenomen, mi se sublinieze necesitatea acestei povești de istorie. Eu vă mulțumesc pentru că ați dat curs ideilor noastre, că ne-ați invitat să fim coparteneri la realizarea acestui eveniment care ne onorează. În 1995, pot spune întâmplător, am citit povestea regelui Dapix, scrisă, cred că de Alexandru Mitru, nu mai rețin, a trecut foarte mult de atunci, dar ideea este că m-a impresionat această poveste, fără final fericit, dar numai puțin importantă pentru istoria acestor meleaguri și pentru istoria poporului nostru. Numele de Dapix, povestea lui și a poporului său au rămas undeva într-un sertar al minții mele, nu le-am uitat niciodată, iar în ianuarie 2017, când colegul Radu Covaliu m-a sunat și mi-a solicitat să-i dau o propunere de nume pentru un nou festival de reconstituiri istorice la Megidia, nu mi-a luat mult ca să îmi vină ideea numelui de Dapix. Evident, acesta a fost un arc peste timp, din 1995 până în 2017, a fost închiderea unui cerc și în același timp deschiderea unuia nou, care sper să fie cât mai amplu. Drept urmare, viață lungă festivalului de jocuri și reconstituiri istorice Dapix Megidia. Ideea acestui festival a fost culeasă după un festival de succes din Europa. Noi știam încă de la bun început că va avea succes. Respectivul festival a ajuns să aibă peste 30 de ediții. Este tot structurat pe mai multe perioade. Așa am vrut să fie și aici. Publicul să aibă ce să învețe din toate perioadele. Suntem onorați și suntem foarte mulțumiți și mândri că am inițiat acest festival. Mulțumim autorităților care ne-au sprijinit din Megidia. Mulțumim și Muzeului Militar, cu care suntem parteneri, și Muzeului de Istorie și Arheologie. Domnul Costin Scurt este președintele nostru de onoare, domnul Octavian Mitroi este membru de onoare. Sigur, cu forțe unite, nu ne vom opri, pregătim, vă spun în premieră, pregătim un concurs de istorie locală, este o chestiune discutată cu domnul Adrian Ilie, care de altfel o va coordona. Eu îmi doresc foarte mult ca acest concurs să se numească Premiile Virgil Coman. Copiii din Megidia merită să învețe istoria locală a acestui oraș care s-a cam pierdut. Odată cu declanșarea acestui concurs, ne vom uni forțele și cu sprijinul prietenilor noștri din zona de contact cu Republica Turcia, vom începe să derulăm, să facem demersuri pentru a recupera părți de istorie ale Megidiei, care, după cum știți, sunt la Istanbul. Vom redeschide muzeul de la Megidia. O să fie un lucru, nu o să fie ușor, dar se va întâmpla, veți vedea, să reproducem la Megidia, lângă Megidia, un sat dacic, care să fie aici și să se transforme într-o atracție permanentă și într-o sursă permanentă de educație. Vreau să mulțumesc autorităților locale pentru că au avut îndrăzneala să susțină acest festival și în al doilea an, de obicei al doilea an fiind cel mai complicat înainte să intri pe finanțările europene. Ne bucurăm foarte mult, domnule primar, că la Megidia se întâmplă evenimente. Fiecare oraș care are un potențial turistic în România trebuie să-și construiască o identitate turistică. Identitate turistică fără evenimente nu se poate.
Și din acest motiv sunt foarte bucuroasă și sunt și mândră ca dobrogeancă că sunt astăzi invitată să aud cuvinte atât de frumoase și de mari, pentru că, nu-i așa, vă propuneți să fiți cel mai mare eveniment de acest gen din Europa, extraordinar. Asta trebuie să se întâmple, să-ți pui ținte foarte înalte, foarte sus și să lupți apoi să ajungi la ele. Și vă știu pe toți luptători, așa cum sunt și eu. Deci, felicitări în primul rând pentru Medgidia, pentru dumneavoastră cel care vă asumați acest eveniment. Nu este lucru ușor să faci un eveniment istoric. Eu personal aș înclina să mă duc până puțin mai departe de Viena. Nu sunt festivaluri de asemenea dimensiuni, odată. De toate epocile istorice. Da, de gen. Vorbim de acest tip de festival care trece prin trei perioade mari istorice. Apoi, în acest an, introducem programele educaționale. Noi ținem foarte mult la asta. Sigur, copiii învață foarte mult de la Renector, învață modelele practice, însă prin aceste programe educaționale pe care le introducem, vrem să creăm o dorință de a învăța istorie. Pentru că o să vă spună zilele următoare, domnul Sorin Colesniuc, noul director al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, nu ne oprim aici. Dorim să recreăm cluburile de istorie și arheologie care existau cândva în școli și care au murit, au dispărut. Dorim să angrenăm pe elevii din Medgidia să căutăm, împreună cu specialiștii în arheologie, să căutăm cetatea lui Dapix, care este undeva în zonă. Introducem tot de anul ăsta un concurs de fotografie care va fi analizat de doi specialiști în fotografie și care va lega festivalul, o să vedeți că nu e o legătură așa întâmplătoare, va lega arta vizuală din festival de arta vizuală dintr-o tabără de pictură la fel de celebră la Medgidia. Sunt în continuarea săptămânii altfel în școli. Aici este cel mai important lucru, adică să dăm posibilitatea cadrelor didactice, elevilor, să vină alături de noi, să facem istoria vie, dar să o facem împreună. Povestea este, începem cu tema, dar ei sunt cei care participă la realizarea ei prin ajungerea în taberele diferite pe care le avem pe toate epocile istorice, avem aceste tabere în jurul stadionului și acolo poți să ia contact direct, să intervină, să capete experiență, să-și afle răspunsul la întrebările pe care le au la școală acești frumoși elevi de aici și cei care vor veni din jurul Medgidiei la festivalul nostru. Dincolo de pregăsituri istorice, dar bine înseamnă și concerte, muzică bună, artiști mari, câteva cuvinte despre asta. După ce te bați bine, ești un dac vânjos, mă rog, după ce Dapix se luptă cu dușmanul, sigur, în istorie el moare, dar în realitate nu. La BGD eroi nu mor niciodată. Eroi nu mor niciodată, da. Se face și o petrecere. Acest concert este formula modernă a petrecerii care urma unei bătălii. Festivalul nu înseamnă doar educație pur și simplu încrâncenată și atâta tot. Înseamnă și părți culturale, pentru că și muzica este diversă. Pe scenă vor fi și nume ale muzicii pop mari, adică Smiley, Andra, Loredana și așa mai departe. Vor fi și nume mari ale muzicii rock. Muzică rock, știm cu toții, transmite un mesaj, da? Vor fi Vank, vor fi Holograf, vor fi Compact, vor fi reprezentanții muzicii populare. Va fi o orchestră celebră și dragă românilor, care e orchestra lui Nicolae Botgros. Vor fi multe nume care vin să completeze acest tablou. Viața nu e doar educație, luptă, meșteșug, bunătățile pe care le vor face prin tabere, fiecare tabără. Viața înseamnă și puțină muzică, înseamnă și puțină relaxare și puțină distracție. Mamaia nu are evenimente anul acesta de 1 mai importante, ba chiar asemenea concerte nu le vom vedea la Mamaia. Ce facem atunci toți turiștii la Medgidia? De ce nu? Spuneam mai devreme că trebuie să avem o identitate turistică la Medgidia. Medgidia este în Dobrogea. Toți turiștii încep să descopere, chiar și cei români, că vor să vadă ce se întâmplă aici în județ și regiune. Mașina timpului spune că de la Mamaia până în Antichitate faci vreo 40 de minute.
Poftim, exact ce spuneam. Deci trebuie doar să vă poziționați, da, pe un anumit segment care nu o să ne permită agenților de turism să facem aceste excursii și să aducem pentru jumătate de zi sau o zi, desigur, cu prânz, apoi tradițional, cu un restaurant bine ales, cu ceea ce vizităm, da, cu ceea ce va deveni parcul de tehnică militară, înțeleg, muzeu. Deci toate acestea trebuie să intre în această componentă și circuitul turistic va fi creat și promovat de noi agențiile de turism. Trebuie... Și așa vor veni turiștii la Medgidia. Un element de noutate în această a doua ediție a Festivalului de Jocuri și Reconstituiri Istorice DAPIX sunt și cele trei scenarii care vor fi jucate în ziua de antichitate. Respectiv, sunt toate cele trei scenarii sunt premiere pentru acest eveniment de la Medgidia, iar două dintre ele sunt, primele două sunt premiere absolute, respectiv scenariile Ultima luptă a regelui DAPIX, scris de mine, și Invazia barbarilor, scris de colegul Răzvan George Bobârnac și de mine. Și al treilea scenariu, scris de mine, este Lupta tomitanilor cu goții, care a avut premiera anul trecut la Festivalul Antic Tomis. Când am dat exemplu celor din Transilvania, că sunt înaintea noastră, referitor la accesarea de fonduri europene, ne arată, de fapt, drumul spre care vrem să mergem. În schimb, ni s-a spus ceva. Dacă suntem serioși și vrem să demonstrăm celor din jurul nostru că vrem să facem fapte bune, cu care să ne mândrim pe plan local, pe plan național, atunci și recunoașterea internațională, apropo de accesarea acestor fonduri europene, va fi de partea noastră. Legat și de partea asta, finanțarea europeană și așa mai departe, anul acesta a spus că vor fi multe chestii noi. Ce va aduce finanțarea europeană? Cu ce va ajuta această finanțare de mai departe? Ca să lămurim. Putem deconta și anul acesta din fonduri europene, cheltuim banii primăriei și apoi putem deconta. Dar am ales ca nu anul acesta să decontăm, ci următoarele două ediții. Dar, așa cum am spus, putem și anul acesta, așa cum se întâmplă din fonduri europene, finanțez din banii tăi și apoi îți poți deconta. Dar, mă repet și să se încheie această discuție, vrem ca următoarele două ediții vor fi finanțate integral. Proiectul este scris exact pe prima ediție, totul de la reconstituiri istorice, inclusiv partea de spectacole, și dacă atâta timp Uniunea Europeană a apreciat și a finanțat acest eveniment, cred că nu mai pot fi loc de interpretări.